Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. M-am uitat astăzi pe cifrele la zi și am văzut că în continuare avem peste 1000 de pacienți în ATI, dintre care 116 sunt copii. Poate ar trebui să le explicați celor care ne urmăresc de ce ar trebui să-și ia toate măsurile astfel încât să nu ajungă la ATI. Ce se întâmplă în terapie intensivă? În terapie intensivă ajung întotdeauna, indiferent că e vorba de pandemia de COVID sau de alte boli, pacienții cei mai gravi cu insuficiențe organice. Suficiențe cardiace, respiratorii, renale, hepatice. Deci, în terapie intensivă, complexitatea îngrijirilor e mare. Tot ceea ce înseamnă tratament în terapie intensivă este dozat în micrograme, pe kilogram corp și minut. Trebuie o supraveghere clipă de clipă, care se face atât de către oameni cât și de aparate. E normal ca cei mai gravi pacienți să ajungă totdeauna în terapie intensivă. Acolo pot fi suplinite, pot fi ajutate funcțiile vitale. Cum este cu intubarea? Pentru că foarte mulți cred că intubarea înseamnă condamnare la moarte. În orice țară din lume, peste 60% din operațiile care se produc, se produc cu intubație orotraheală și pacientul când vine înapoi în terapie intensivă după operație este detubat. Mortalitatea în chirurgia generală în lumea asta este undeva sub 6%. Dacă ne referim la pacientul intubat, care rămâne intubat în terapie intensivă, el rămâne intubat pentru că are tocmai acea insuficiență respiratorie de diverse cauze și el nu poate să respire singur. Iar are nevoie de un cu totul alt tip de ventilație decât cea pe care o facem noi acum. Noi acum facem o ventilație cu presiune negativă, pe când atunci când nu putem respira, trebuie să se aplice în toracele nostru o presiune pozitivă. Intubația în sine nu este decât un act medical care ne ajută să aducem oxigen în bolnav și să scoatem dioxidul de carbon. 56.000 de oameni. Pe acest stadion încap 56.000 de oameni. Adică toată populația Groenlandei. 56.000 de cetățeni evrei polonezi bătrâni, femei și copii au fost masacrați în ghetoul din Varșovia, în timpul cele mai barbare nopți a civilizației umane, Holocaustul. Pe timp de pace, în România, 2 ani de pandemie au smuls dintre noi 56.000 de români care aveau idealuri, aveau visuri și erau iubiți. Acum îi regretăm, îi comemorăm cu compasiune. Ce putem spune în plus? Acest număr este imens și nu poate fi suportat. 56.000 de oameni care dispar lasă un gol enorm. Ce mult bine ar fi putut face acești 56.000 de români lor și altor semeni ai lor. Pentru că 56.000 de oameni au construit canalul Panama. 56.000 de oameni curajoși, tineri, generoși și inspirați de tragedia unei copile de 3 luni au uimit lumea atunci când au reușit să se strângă la oaltă să doneze celule stem salvatoare de viață. Pentru cei 56.000 de români plecați la cer s-au luptat și toți cei 1.500 de medici și peste 8.000 de asistente și alt personal din toate secțiile de anestezie și terapie din România. Și astăzi ne dor cel mai mult despărțirile din ultimul an, pentru că majoritatea dintre ele puteau fi evitate prin vaccinare. Măcar de azi înainte să ne încredem în știință, în rațiune, în civilizație, să fim uniți și să ne smerim ascultând cuvântul lui Dumnezeu pe care ni l-au transmis cei mai mari ierarhi ai tuturor credințelor, bisericilor și confesiunilor. Să ascultăm. Și parafrazând, aș spune în felul următor, marii artiști sunt precum medicii. Atunci când dau în față un auditoriu, pentru ei nu înseamnă nimic nici culoarea pielii, nici vârsta, nici religia, nici educația, nici naționalitatea. Când se urcă pe scenă, acești oameni produc un act divin. Și vom învinge. Artiști pentru viață, vă mulțumim! 56.000 de oameni ar fi putut fi prezenți în această seară la concertul dedicat în memoria lor. Domnule doctor, mai am o singură întrebare. Câți dintre pacienții din terapie intensivă sunt vaccinați și câți sunt nevaccinați? Da, peste 85% din pacienții aflați în terapie intensivă, în unele zile atingând cifre de peste 90%, sunt cei nevaccinați. Dintre cei vaccinați, în terapie intensivă sunt doar
sub 10%. Iar mortalitatea dintre cei aflați în terapie intensivă reprezintă aceeași incidență. 90% la nevaccinați și 10% la vaccinați.